Se zice că cei deștepți învață din greșeli, iar cei și mai deștepți învață din greșelile altora. Am să presupun că voi sunteți mai deștepți decât mine, astfel încât să învățați din greșelile mele și să nu fiți nevoiți să le experimentați pe propria piele. Ei bine, astăzi vom vorbi despre 10 greșeli pe care băieții le fac atunci când încearcă să intre într-o relație cu o fată sau când sunt deja într-una. Din păcate le-am făcut pe fiecare în parte, așa că sper ca voi să vă descurcați mai bine după ce vedeți acest videoclip. Să-i dăm drumul! Prima greșeală pe care o faci cu fetele este să grăbești lucrurile. Noi ca băieți, când vine vorba de fete, vrem să terminăm treaba mult prea repede și fără efort. Eu te plac, tu mă placi, ce mai așteptăm? Totuși, n-ar trebui să fim criticați prea mult pentru lipsa de răbdare, pentru că ne cam împing hormonii de la spate să fim în felul ăsta. Chiar dacă o fată te place la rândul ei, înainte să intre într-o relație cu tine, se va asigura că găsești toate calitățile pe care le dorește la un băiat. Ba chiar te va supune anumitor teste părând neinteresată la avansurile tale, ca să vadă cum reacționezi. Motivul este următorul. Pentru o fată nu contează la fel de mult aspectul fizic al unui potențial partener, precum contează aspectul fizic al unei potențiale partenere pentru un băiat. De aceea e bine să le joci jocul și să îți ții puțin hormonii în frâu. Ai puțină răbdare până se simte suficient de confortabil cu tine ca să treceți la nivelul următor. Îți va da ea de înțeles când e momentul potrivit. A doua greșeală pe care o faci cu fetele este că nu ești sincer. Lipsa de sinceritate sau încercarea de a apăra ceea ce nu ești doar ca să impresionezi o anumită fată. Despre asta vorbim. E nevoie de un anumit nivel de maturitate să înțelegi că minciuna nu îți va aduce niciun fel de beneficiu pe termen lung. Și chiar dacă pentru moment totul pare ok, mai târziu inevitabil se va afla adevărul și tu vei fi pierzătorul. Știu că adevărul e uneori greu de acceptat și încercăm să-l machiem cumva sau să-i facem niște operații estetice, dar sincer mie îmi place mai mult natural. Sau dacă nu e natural, măcar să fie în limita bunului simț și să nu fie grețos de fals. Așa că fii sincer cu tine și cu prietena ta și vei avea asigurată liniștea. A treia greșeală e că te gândești prea mult la cum să acționezi. Avem deseori tendința să supraanalizăm orice situație și să căutăm cea mai bună soluție până când ne pierdem în propriile gânduri și nu mai acționăm deloc, fapt care este cea mai proastă soluție. Orice acțiune e mai bună decât inacțiunea. E mai bine să te duci la o fată și să-i spui ceva prostesc decât să nu te duci deloc și să fii un laș. De ce? Din două motive. 1. Pentru că dacă te duci prima dată, sunt șanse mai mari să te duci și a doua oară. Și 2. Vei ști ce să nu spui pentru că ai experiența primei dăți. Dacă nu ai curajul să acționezi și să preiei inițiativa, te vei cufunda în gânduri negative și te vei îndoi de propria valoare. Bă, dar chiar așa de pâmpăleu sunt și fricos, nu voi avea niciodată o iubită. Mai bine nu mai încerc. Realizând că nu există cea mai bună soluție, ci pur și simplu să acționezi, îți va da un mare avantaj față de ceilalți băieți care încă se gândesc la ce să facă. Asta mi s-a întâmplat acum 2 ani la liceu, când mie și unui prieten ne plăcea de aceeași fată. În timp ce eu mă gândeam la care ar fi cel mai bun subiect să începe o conversație, el deja vorbea cu ea și îi luase și numărul de telefon. După 2 săptămâni erau deja împreună. Era prea târziu pentru mine, dar măcar a fost o lecție din care am învățat. Așa că nu sta prea mult pe gânduri și doar fă-o. Dacă nu ți iese cum îți doreai, măcar ai ceva de învățat. A patra greșeală e că faci mereu doar ce vrea ea. Cred că o abordare mai potrivită este să o inviți și tu în lumea ta, să-i arăți hobby-urile și pasiunile tale astfel încât să vă cunoașteți mai bine. Și până la urmă, ambii parteneri trebuie să se simtă bine și să lase amprenta propriei personalități. Altfel va deveni o relație plictisitoare și monotonă. Așa că dacă joacă echipa ta de fotbal preferată în seara asta, asta nu-ți fie frică să o inviți și pe prietena ta la meci, chiar dacă n-are nicio treabă cu fotbalul. A cincea greșeală e că nu ai încredere în tine. E a ta, nu îi cere motive pentru care stă cu tine, nu te compara cu foștii și nu îi căuta prin telefon ca să găsești ceva suspicios. Toate acestea arată un singur lucru, că nu ai încredere în tine. Gelozia distruge foarte multe relații și nu e o urmare a neîncrederii în partener, ci a neîncrederii în tine. Mai bine încearcă să stabilești o relație bazată pe comunicare și sinceritate încă de la început. Dacă ceva e greșit sau ți se pare că e greșit, discută asta cu partenerul și așa îi vei câștiga încrederea, dar e și un semn de curaj. Gelozia e ca atunci când nu ieși iarna din casă pentru că s-ar putea să scadă un surțul în cap. Ei bine, există posibilitatea asta, dar nu cred că e plăcut și nici sănătos să stai toată iarna în casă și plus că e foarte mică posibilitatea ca un surțul să scadă fix în cap. Așa e și când îi interzici iubitei să iasă cu altcineva în afară de tine doar pentru că s-ar putea să se îndrăgostească instant de acea persoană. Tot ce am spus adineauri e valabil și pentru fete, așa că dacă ai iubit, nu-l face cățelușul tău. Oferă libertate și arată-i că ai încredere în tine. A șasea greșeală e că îi arăți mereu cât de mult înseamnă pentru tine. Problema cu asta este că după un timp își pierde din valoare. Chiar dacă tu crezi că e cea mai minunată făptură de pe pământ, nu îi spune mereu asta, nu o săruta mereu și nu îi da mesaj în fiecare secundă a zilei pentru că devii enervant și sufocant.
și așa cum am spus mai devreme, își pierde din însemnătate. Așadar, controlează-te și folosește dulcegăriile doar la momentele potrivite. A șaptea greșeală e că nu ești suficient de interesant. Pentru mine, nu e nimic mai neatrăgător decât o fată cu care nu am ce să vorbesc, pentru că nu știe foarte multe despre foarte multe. Să ai ambiții, să ai idealuri, cu alte cuvinte, o viață interesantă, care să-i facă pe ceilalți să dorească să afle mai multe despre tine. Dacă ești plictisitor și trăiești de pe o zi pe alta, fetele și nu numai ele nu o să dorească să te cunoască, pentru că nu ai nimic de oferit. Așa că sfatul meu este ca înainte să intri într-o relație, lucrează în primul rând la tine. A opta greșeală și e una foarte mare, este să crezi că sunteți perfect unul pentru altul. E ușor să crezi asta, mai ales când ești la începutul relației și totul e lapte și miere, dar îmi pare rău să te trezești din visul frumos. Nu este așa. E imposibil ca doi oameni să aibă aceleași viziuni despre absolut toate lucrurile, de aceea certurile o să apară din cauza diferențelor. Vei fi nevoit să schimbi anumite lucruri la tine, la fel și iubita ta, sau măcar să vă tolerați anumite defecte astfel încât relația să meargă mai departe. Așadar, nu aștepta după fata perfectă. Ai șanse foarte mari să nu o găsești. A noua greșeală e să devii relaxat. Când intră într-o relație cu fata după care au stat atât de mult timp, unii băieți tind să se relaxeze. Din experiența mea și din ce am văzut la alții până acum, unul dintre cele mai importante aspecte ale unei relații sănătoase este echilibrul. Ce vreau să spun cu asta e că nu e bine să-i arăți partenerului cât de mult înseamnă pentru tine în fiecare secundă, dar nici să nu oferi niciun gram de afecțiune sau să faci gesturi frumoase. O relație necesită efort continuu, așa că nu deveni prea comod și cumpără iubitei tale un buchet de flori fără motiv. Și în sfârșit, greșeala cu numărul 10 e că uiți de tine. O relație e formată din doi oameni. Doi oameni diferiți. Nu înseamnă contopire. Nu înseamnă că dacă unul face ceva, e obligatoriu ca și celălalt să facă aceeași chestie. Așadar, lasă relația să respire puțin și face și lucruri separat. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacovescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, aveți aici lista cu cele 10 greșeli ca să vă reamintiți tot ce am discutat în acest video. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită, nu rateu! Pa, pa!